Salutare și bine ai venit la The Mindful Musician! Eu sunt Cosmin, sunt chitarist, sunt vocal, coach și artist marțial din București, România și astăzi vreau să povestim puțin despre cele mai importante 3 motive care, după părerea mea, încetinesc progresul tău la chitară. Primul motiv este de natură psihologică și se referă la un subiect pe care l-am discutat în videoclipul de săptămâna trecută pe care îl poți vedea aici, și anume lipsa unui de ce sau lipsa de claritate a de-ce-ului tău. Este vorba despre propriul tău de ce, motivul pentru care cânți la chitară în primul rând. Pun acest motiv pe primul loc pentru că are cel mai mare impact și indiferent de cât de multe resurse ai tu pentru celelalte 2 aspecte pe care urmează să le discutăm, acestea nu vor conta dacă de-ce-ul tău nu este clar sau este inexistent. Am întâlnit foarte mulți oameni cărora le place ideea de a putea cânta la chitară, dar când se confruntă cu procesul de învățare, pur și simplu găsesc moduri de a se eschiva, mai mult sau mai puțin conștient, indiferent de faptul că lucrează cu un profesor sau au alte resurse la îndemână. Desigur, dacă nu cânti și nu exersezi sau doar te joci la chitară, nu o să progresezi. Asta se întâmplă pur și simplu pentru că oamenii respectivi nu-și doresc cu adevărat să cânte la chitară. Le place doar ideea și vor să ajungă repede și ușor acolo. Sau au alte priorități și nu sunt conștienți de asta sau o combinație între aspectele astea 2. La polul opus, când de-ce-ul tău este puternic și clar, te bucuri de procesul de învățare și de antrenament sau de cântat și fiecare mică descoperire valorează mai mult decât aurul pentru tine. Pur și simplu, nu îți vine să lași instrumentul jos, îl iei în mână, de fiecare dată când ai ocazie și de cele mai multe ori alegi să dedici timpul tău în mod foarte conștient cântatului în locul altor activități. Acum, să nu mă înțelegi greșit, dacă de-ce-ul tău nu este suficient de puternic, sunt sigur că există alte lucruri de făcut în loc să cânți la chitară și cred cu tărie că este datoria ta să le descoperi, să le practici, ca să ai o viață împlinită și să te bucuri. Acum să trecem la motivul numărul 2, lipsa obiectivelor. Dacă nu înveți cum să-ți stabilești obiective în ceea ce privește cântatul la chitară, este ca și cum ai trage săgeți în întuneric și te-ai enerva pentru că nu nimerești ținta. Păi, nici măcar nu știi ce sau unde este ținta ta, așa că ascultă-mă bine pentru că după de-ce-ul tău urmează imediat ca nivel de importanță să înveți să îți stabilești obiective clare. În fiecare primă sesiune cu orice elev nou cu care încep să lucrez, caut să înțeleg ce își dorește persoana respectivă, unde se află în acel moment al călătoriei sale muzicale, cum învață mai ușor de obicei și apoi îi prezint cum funcționează procesul pe care îl facilitez eu. Când întreb care e obiectivul tău? Ce vrei de la cântatul tău la chitară? Cam 95% din cazuri primesc cu răspunsuri de genul vreau să fiu mai bun! Sau ceva de genul ăsta. Ok, ce observi în legătură cu genul ăsta de răspuns? Păi hai să-ți spun. Este un răspuns căruia îi lipsește specificitatea cu desăvârșire. Acum, dacă nu știi ce nu știi, este foarte greu să exprime acel ce într-un mod specific și clar, așa că să înveți cum se stabilesc obiective în ceea ce privește aproape orice este o artă în sine care poate fi învățată, antrenată și odată stăpânită îți poate oferi niște rezultate absolut fantastice. De la vreau să fiu mai bun putem ajunge la ok, la ce vrei să devii mai bun? Păi la cântatul la chitară. La ce aspect legat de cântatul la chitară mai exact? Sweep picking. Ha? Și ce anume vrei să înveți sau să îmbunătățești în legătură cu sweep picking? Păi vreau să pot să cânt arpegii grozave. Ce fel de arpegii mai exact? Păi uite că astea de aici și îmi dă un link spre un video. Evident că aș putea să continui să sap mai adânc, dar probabil ai înțeles deja ideea și ăsta este un exemplu destul de simplu și superficial despre cum ar putea să arate acest proces. Cu cât devii mai specific în ceea ce privește stabilirea obiectivelor legate de cântatul tău la chitară, cu atât mai mari sunt șansele de a atinge acele obiective, ajutându-ți antrenorul să înțeleagă cum te poate ajuta mai bine sau dacă nu ai un antrenor, cum să te ajuți tu pe tine mai bine, știind ce anume vrei cu exactitate. Am făcut un videoclip care descrie acest proces de stabilire, de măsurare și atingere a obiectivelor tale chiar aici și îți recomand cu căldură maximă să te uiți de el și să-l testezi chiar pe tine. Acum, al treilea și ultimul motiv. Lipsa unui sistem de măsurare. Ok, să zicem că ai un obiectiv clar definit și exersezi pe rupte. Dar cum știi că progresezi? Ai nevoie de o unitate de măsură cu care să-ți evaluezi progresul și asta se face de obicei răspunzând la întrebarea asta. Cum știi? Sau ce observi mai exact ca să știi că progresezi? Dacă este ceva ce exersezi, iată o abordare a răspunsului posibil la această întrebare. Îți propun să te filmezi în timp ce cânti pasajul la care lucrezi. Și apoi compară filmarea cu înregistrarea originală. Ce observi? Este precis? Adică cânți notele corecte? Este curat? Adică auzi sunete nedorite sau se aud doar notele alea pe care vrei să le cânți? Este ritmic? Respecti lungimile de note și de pauze? Cântatul tău este oare eficient? Adică cât de mult te miști față de cât ar fi de fapt folositor să te miști?
Este cântatul tău relaxat, oare? Este ceva ce mai degrabă cred că poți să simți, și anume dacă există tensiune excesivă atunci când cânti. Este oare cântatul tău expresiv? În ce măsură transmiți emoție? Bineînțeles că ăsta e un aspect subiectiv și cu siguranță o să-l tratez separat, dar sunt sigur că poți intui cât de cât la ce mă refer atunci când mă refer la ideea de a fi expresiv. Acum, pe o scară de la 1 la 10, cum te-ai puncta pentru fiecare din reperele pe care tocmai le-am descris? Dacă pentru unul dintre ele, de exemplu, nu ai punctaj maxim, adică 10, întreabă de ce e nevoie să faci diferit pentru a obține punctajul ăla de 10. Dacă nu e clar, întreabă-ți proful, internetul, dacă nu ai un prof, un prieten mai experimentat sau exersează mai mult dacă tu crezi că poate nu ai acordat suficient timp secvenței respective. De obicei, e o combinație de mai mulți factori. Ce pot eu să-ți promit este că dacă rezolvi astea trei aspecte, cântatul tău la chitară o să se îmbunătățească în mod absolut dramatic. Așa că dă un like videoclipului ăstuia dacă te-a ajutat și abonează-te la The Mindful Musician ca să nu ratezi niciun videoclip din cele pe care urmează să le postăm în viitor. Te salut și ne vedem în următorul clip.